Copilul Emilian a fost un băiat grăsuț din orașul Iași. Era introvertit, nu ieșea în pauzele de la școală. Nu e vorba că băteam copiii sau ceva, dar am vândut ce aveam, clapa aia de nuntă și boxele, și am pus niște bănuți și mi-am luat niște boxe de studio și o clapă de studio. N-am avut prieteni. Acum ai? Doi mari și lați. Pasiunea este motorul. Te ajută să evoluezi și să ajungi de succes. Bună, Emilian, bine ai venit la Catină. Bine te-am găsit. Cum te-ai descrie în câteva cuvinte? Nu știu. Cred că un pic cealapă uneori, adică nebun, un pic așa. Dar în mare parte destul de echilibrat overall și tipicar, aș putea spune, nu cu foarte mare mândrie. Cine a fost copilul Emilian? Copilul Emilian a fost un băiat grăsuț din orașul Iași, care era introvertit, nu ieșea în pauzele de la școală, își vedea de treaba lui, a studiat la chitară și nu prea făcea nimic interesant. Adică, în afară de cumva studiul ăsta muzical, nu, adică eram, nu, mă mai duceam în parc, mai... Dar n-am fost niciodată o persoană extrovertită și acum cumva cred că se schimbă chakrele în interiorul meu, că încep să-mi doresc mult mai mult, mai multă interacțiune cu oamenii, să cunosc oameni noi, să aud povești noi și așa mai departe. Că vorbim de Iași, spune-ne câteva cuvinte despre locul tău natal și cum te-a modelat. Nu știu cât m-a modelat locul, cât m-au modelat mai mult persoanele, adică... Iași, în general, e un oraș destul de mare, frumos, acum destul de populat, adică e cam ca București de aglomerat, dar în Iași am cunoscut niște oameni care au rămas foarte importanți pentru mine și tot timpul zic treaba asta, un om care m-a format din punct de vedere muzical și chiar și personal și ca om așa a fost profesorul meu de chitară, domnul Constantin Lazar, cu care am crescut din clasa 5-a până în clasa 12. Ai schimbat ceva în copilăria ta? Cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai prietenos. Adică nu e vorba că băteam copiii sau ceva, dar mi-ar fi plăcut așa să fiu și eu, să pot să interacționez mai mult cu copiii. Eram așa, nu prea... Eram așa în treaba mea, în zeama mea, știi? Și cumva pare rău că n-am fost o persoană așa mai sociabilă. Ce meserie ai avut înainte să devii cântăreț? Nu am avut nicio meserie, asta am făcut tot timpul. Adică tot ce a fost legat de sfera muzicală, asta am făcut, indiferent că... Încercam să-mi câștig pâinea, spre exemplu, la un moment dat, din scris de partituri. Pentru că am făcut școală de muzică, m-a ajutat cumva în sensul ăsta să ajut alți oameni cu informațiile mele. Mai făceam meditații la chitară, lecții de teorie și așa mai departe. Dar n-am făcut niciodată altceva. Îți amintești cum ai cheltuit primii bani câștigați? Da, am știu că mi-am cumpărat... Aveau ai mei, îmi cumpăraseră când eram mai mic o clapă de aia de la mâna a doua de la un băiat și niște boxe îmi cumpărase tata de undeva din Germania, niște boxe de alea vechi de magnetofon sau nu știu cum se cheamă, mă rog. Și cu alea le-am avut la început și mă jucam eu la pian, după care din primii mei bani câștigați la un concurs de muzică, am vândut ce aveam, clapa aia de nuntă și boxele, și am pus niște bănuți și mi-am luat niște boxe de studio și o clapă de studio. Dacă nu ar fi muzica, ce altceva ai face?
Băi, cred că dacă n-ar fi muzica, aș face tot ceva în ceva creativ, nu știu, video, ceva ce ține de creativitate, nu știu, aș scrie cărți, aș scrie poezii, aș face filme, aș fi, uite, actoria îmi place foarte mult, poate aș face treaba asta, nu știu, să joc în filme, mi-ar plăcea să joc în filme, în seriale, în chestii de genul. Cum s-au schimbat relațiile de prietenie după ce ai devenit cunoscut? N-am avut prieteni. Acum ai? Doi mari și lați. Adică, în general, nu pot să spun... Adică, mi-au lipsit în viața mea sau mi-a lipsit în viața mea acel prieten pe care știu că îl pot suna la orice oră, la nu știu ce. Adică, nu prea am avut. Ți-am spus că cam atâția oameni au rămas, unul, doi oameni care știu că la orice oră îi sun, dacă am vreo problemă, mă ajută și viceversa. Ce ai vrea să rămână în mintea oamenilor despre tine? Aș vrea pur și simplu să știe că, nu știu, cu muncă multă poți să faci tot ce-ți dorești. Chiar dacă mai devreme sau mai târziu poți să faci tot ce-ți dorești tu. Și cred că o chestie pe care eu o învăț în continuare este să fii sincer. Să înveți să fii sincer tu cu tine. Pentru că mi se pare că e cel mai important în viața asta. Să știi și când să spui nu, să știi și ce alegeri să faci. Nu știu, sunt un băiat simplu, nu am nimic, ceva, vreo veleitate de asta specială, aș vrea să mă știe lumea pentru ceea ce sunt, nu știu, pentru faptul că fac muzică, pentru faptul că încerc să împărtășesc emoțiile și cine simte la fel ca mine e binevenit în familia mea de oameni care mă urmăresc. Cum este să fii concurent la Te Cunosc de Undeva și care este cel mai greu lucru acolo? E foarte mișto. Mi-am dorit foarte mult să ajung să am experiența asta măcar o dată în viață. Acum, după ce o trăiesc, mi-aș dori să o am în fiecare an, dacă se poate, dar nu se poate. E foarte mișto, pentru că mă pune... Eu sunt un tip competitiv și mă pune cumva în tot felul de situații de astea pe care nu mi l-am imaginat niciodată, adică nu mi-am imaginat niciodată că o să pot să fac o Beyoncé sau așa cum am putut, bineînțeles, în limitele posibilităților. Dar nu știu, n-am visat vreodată că o să stau pe tocuri, să trebuiască să mă duc la sală, să repet pe tocuri, să-mi rup gleznele, să mă epilez, să fac tot felul de lucruri de genul care îmi plac. Adică e foarte fain să treci prin ele, pentru că mai descoperi și tu alte laturi ale tale, descoperi ce îți place, ce nu-ți place, ce poți să faci, ce nu poți să faci, îți învingi niște temeri, spre exemplu. Mi-a fost frică și de Beyoncé, mi-a fost frică de Queen, pentru că eu nu sunt un tip care să cânte foarte pe forță, cum cânta Queen, cu o voce foarte mare. Bine, pe lângă faptul că avea 4 dinți în plus și cutia de rezonanță foarte mare, de aia cânta atât de bine și avea vocea asta atât de pregnantă. N-am crezut niciodată că o să pot să-l fac, știi? Pentru că e un personaj. La fel, o să mai fie multe personaje interesante de care aflu acum și pe care trebuie să mi le însușesc. Și overall e o experiență care pe mine mă ajută foarte mult, atât ca om cât și ca artist. Dacă ai putea să influențezi populația feminină prin muzică, în ce direcție ai vrea să o faci? Wow. Să o influențez din ce punct de vedere? Bă, cred că, ca să fiu sincer, nu că mi-ar plăcea. Eu în piesele mele, în general, am vorbit despre, în mare parte, despre iubirea sinceră. Adică acea iubire care e de zi cu zi, acea relație pe care, cum să spun, simplă, aia și cu certuri, și în care nu e bine, și în care e foarte frumos, și în care plângi, și în care râzi, și mi-ar plăcea ca lumea în general, nu neapărat femeile, să
fie sau să aibă grijă mai mult la această superficialitate în care trăim și care este cumva hrănită de tot social media-ul și de fuga asta după validare, după follower, după succes, după domne, sunt influencer, fac tot felul de chestii, adică toată lumea se duce din ce în ce mai mult dincolo de o linie cumva anormalului, știi? Acum, na, există fel și feluri de muzică și nu sunt aici să judec pe nimeni, îmi plac, chiar sunt piese din sfere muzicale, nu știu, și din trap și din manele și din aia care îmi plac. Dar nu îmi place ce e dincolo de penibil, aș putea să spun. Ce s-a schimbat în tine după ce ai ajuns un artist cunoscut? Dar nu mă consider atât de cunoscut, adică nu e ca și cum sunt Michael Jackson. Îți mulțumesc, sunt niște cuvinte frumoase, dar sunt același. Nu s-a schimbat nimic, adică eu nu simt în mine nicio schimbare, în afara faptului că mi-am pus niște haine mai frumoase sau nu știu, am devenit mai bun în a scrie piese sau în a face niște show-uri mai bune, în rest, eu nu m-am schimbat cu nimic, adică sunt același om cu aceleași principii care își dorește să devină din ce în ce mai bun pe zi ce trece și să bucure lumea cât mai mult, adică nu simt pe pielea mea că s-a schimbat ceva și chiar făceam un exercițiu de imaginație la un moment dat și m-am gândit, bă, ok, și dacă de mâine devin extrem de cunoscut și îmi pică banii din cer, so what? O să fiu același om, aceleași, atâta timp cât banii și succesul ăsta, să spun așa, mă hrănesc cât să am eu nevoie, adică cât să mă hrănesc, eu mă hrănesc dintr-un concert, eu mă hrănesc din doi oameni care vin la mine și îmi spun, băi, îți ascultăm muzica și ne ajuți, m-ai ajutat, nu știu, să nu mă despar de prietena mea, sunt tot felul de oameni care vin și îmi spun tot felul de povești, adică oamenii ăia pe mine mă hrănesc emoțional, iar banii sunt doar un altă cu care să poți să supraviețuiești sau să poți să-ți faci plăcerile. Mai mult, pentru ce? Adică, I don't know. Unde crezi că a fost punctul de creștere în cariera ta? Păi un prim pas foarte important a fost X-Factor-ul, asta clar, acolo am avut cea mai mare, cumva așa, răspândire a cine sunt, ce fac, ce pot să fac și așa mai departe. Iar ulterior, nu cred că a existat vreun moment în care să zic, băi, din momentul ăsta am devenit cunoscut sau ceva, efectiv mi se pare că fiecare zi care trece mă aduce mai aproape de targeturile pe care mi le-am pus, adică nu e ca și cum treaba asta s-a întâmplat peste noapte, dar overall eu sunt mulțumit așa, baby steps, mi se pare că e mult mai fundația mult mai bine construită și e și mult mai greu să te ia valul, știi? Ai vreun obicei de care ai vrea să scapi? Da, perfecționismul ăsta și cumva rigiditatea asta pe care o am eu în a-mi face programul, mi-ar plăcea să fiu mai... Eu stau, mă gândesc, mamă, zic, dacă nu mi-am făcut programul, trebuie să fac așa, trebuie să fac aia, dar dacă nu mi-am făcut sportul, trebuie să compensez mâine cu mai mult, să alerg mai mult, să fac mai mult. Și nu e bine, adică e ok, e bine să fii organizat, mă ajută foarte mult, adică evoluția mea pe asta se bazează, pe muncă și pe ceea ce reușesc eu să fac în fiecare zi, dar uneori nu e bine și cumva mi-ar plăcea să reușesc să schimb treaba asta din când în când. Tu ai scris partiturile pentru Shatra Benz. Spune-ne cum a fost să lucrezi cu această trupă.
Păi inițial când... Nu, prima și prima oară am colaborat cu Sprint Music și am scris cam toate partiturile pieselor care se lansau prin Sprint Music. Apoi m-a contactat Kid din Shatra și la fel am făcut partiturile pieselor lui proprii. După care am colaborat cu Shatra, am făcut partiturile pentru Kilafonic. Mi-a plăcut să-i ajut cumva, mi s-a părut foarte ciudat, să fiu sincer, s-a părut foarte ciudat la anumite piese trap să scriu chestiile alea pe care le fac, pentru că nu prea se scriu, știi? Dar ele teoretic, în teorie, se pot scrie. Și mi s-a părut ciudat să scriu partituri, notă cu text, cu niște înjurături pe aici, pe acolo, așa. Mi s-a părut interesant cumva, adică și m-a ajutat și financiar în momentul respectiv. A fost o experiență interesantă, nu știu. Tocmai ce m-a sunat Kid ieri și mi-a zis că mai are nevoie de o partitură și mi-a zis, bă, eu nu știam că tu ești băiatul ăla care îmi făcea mie partiturile cu câțiva ani. Adică, na, ca să vedeți cât de mică e lumea. Dar mi-a plăcut, adică mă simt bine când pot să ajut niște oameni cu experiența pe care o am eu. Că, na, din păcate sau din fericire, nu știu. Dar cred că din păcate, cumva, încă se mai poartă treaba asta cu partitura. Cred că există niște tehnologii mult mai avansate și mult mai proofable, ca să spun așa, pentru muzică, în a combate furtul intelectual decât partitura în sine. Mai ales pentru niște piese care, din punct de vedere muzical, ca linie, nu reprezintă mare lucru. Ci e vorba doar de vibe, de hype, de versuri, de alte chestii. Dar ne conformăm. Experiența dictează reușita sau pasiunea? Pasiunea este motorul care te ajută să evoluezi și să ajungi de succes. Dar cred că și experiența contează, adică eu o simt pe pielea mea după 2 ani de pandemie în care nu au fost concerte sau au fost extrem de rare, eu mă resimt. Adică la un concert pe care l-am avut de curând, mi-am dat seama că bă, nu mai am experiență, nu mai pot controla la fel vocea, nu mai pot interacționa la fel. Nu mai am aceeași lejeritate în a susține concertul, adică cred că contează la un moment dat foarte mult și experiența. Ce rol a jucat familia în ascensiunea ta profesională? M-a ajutat foarte mult, adică familia a fost alături de mine mai tot timpul, m-au ajutat. Le-am spus că nu o să câștig bani, ci că am nevoie de ajutorul lor din punct de vedere financiar cât de cât să pot trăi. M-au ajutat, am încercat și eu să îi mai ajut pe ei făcând un ciubuc aici colo și să pot să mai iau ce mai aveam nevoie în plus de bănuții aia și na, fără ei e clar că probabil ori aș fi ajuns mai târziu în momentul în care sunt acum sau poate niciodată. Există o amintire care te emoționează cel mai tare cu mama ta? Da, cred că momentul ăla în care am fost la bootcamp și efectiv nu mi-am dat seama că era mama mea în public. Adică atât de blind am fost și atât de concentrat și atât de into the moment în momentul în care cântam, încât efectiv jur pe cea mai scump că nu am văzut că e mama. Și când mi-a zis că e mama ta în public, zic, bă, o căutam în primele 2-3 secunde, zic, bă, unde e? Și acolo a fost treaba aia. Am zis eu, mami, era mama, da. A fost un moment emoționant, pentru că nu mă așteptam să fie acolo în public, știind că e la ea, știind că are de lucru de luni până vineri. Adică știam foarte clar că e foarte greu să piardă o zi de muncă sau să se învoiască sau să amâne atâția pacienți pe care îi are pentru că e doctor și să vină în timpul săptămânii să mă vadă pe mine la concurs. Ai vreun ritual înainte să intri pe scenă și să cânti?
Da, nu, intru într-o transă de aia în care nu-mi place să mă interacționez cu oamenii, îmi place să mă interiorizez foarte mult și încerc cumva să-mi conserv acea emoție și nu mai sunt așa de deschis, nu știu, să vorbesc cu oameni, să stau, să, nu știu, hai să bem ceva, hai să luăm ceva, hai să... nu știu, I don't know. Adică nu mai sunt la fel de deschis cu oamenii, nu mai sunt, mă pun acolo în colțul meu și încep să mă gândesc la ce am de făcut, încep să-mi dau show în cap, încep să mă gândesc, intru într-o stare de asta de concentrare, cum ar veni. Din punctul tău de vedere, care este definiția unei femei puternice? Acea femeie care e sinceră cu ea și care este umană, în primul rând, adică care e stăpână pe ea, care știe ce vrea, care știe încotro vrea să o apuce sau dacă nu știe, măcar să se lase ajutată de partenerul ei, care să fie deschisă, care să fie empatică. Cam asta consider eu că ar fi o femeie puternică. Și nu în ultimul rând, femeia puternică trebuie să fie vulnerabilă. Eu nu cred în treaba asta cu... Nu, eu nu plâng în fața bărbatului, nu mă vulnerabilizez, nu trebuie să arăt că sunt puternică. Nu așa arăți că ești puternică. Mulțumesc, Emilian. Mulțumesc și eu.